În zilele de 24, 25, 26 și până în 27 decembrie la ora 8 la secția Maternitate a Unității Sanitare Romașcane s-au născut 12 copii, respectiv 8 fete și 4 băieți, ei 11 fiind aduși pe lume la termen. Un singur prunc s-a grăbit să vină pe lume înainte de soroc. În ceea ce privește situația nou-născuților pentru aceeași perioadă, 24, 25 și 26 decembrie, perioada sărbătorilor, s-au născut 12 copii, 8 fetițe și 4 băieți. Cea mai tânără mamă are vârsta de 17 ani, mama la celălaltă extremă de vârstă 39 de ani. Vorbim de copii care sunt născuți la termen, eutrofici, doar un singur copil, o fetiță născută în ziua de ajun, de 24 decembrie, a fost prematur, mămica având 17 ani, posibil și aceasta să fie una din cauze. Pe de altă parte, în perioada 24-26 decembrie, la biroul de stare civilă din Roman s-au înregistrat 7 decese, 2 în ajunul Crăciunului și 5 în cea de-a doua zi de Crăciun.